Salutare marinarilor! Sunt Tudor Furdui, prezentatorul emisiunii Microbis de România și sunt împreună omul cu branhii care ne-a ajutat enorm la toate filmările subacvatice. Fără el, nu știu ce ne-am fi făcut. Salutare marinarilor și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi este ziua cea mare, ziua pe care o așteptam de mai bine de 2 luni. Astăzi plecăm către Oceanul Indian, mai exact în Republica Maldive. Mergem să-l întâlnim pe domnul rechin. Bine, sperăm să nu îl întâlnim pe cel din tablou, pentru că acesta este rechinul tigru și este unul dintre cei mai periculoși rechini din lume. Sperăm să întâlnim alți rechini mai prietenoși pe acolo. Avem bagajul deja făcut, avem o valiză foarte mare, avem o lansetă, bineînțeles că mergem pregătiți să dăm și la pește, mai avem o lansetă în valiză, una care se strânge foarte, foarte mică, și un rucsac unde avem o grămadă de lucruri. Cameră, GoPro-uri, drone, nebunie. O să avem o grămadă de lucruri de filmat. O să ne vedem în aeroport și asta pentru că o să mă întâlnesc acolo cu câștigătorul concursului, cu Robert Nițulescu. L-am întrebat cum vrea să-i trimit GoPro-ul și el a spus că preferă să vină direct la aeroport. Se pare că stă exact lângă aeroport, așa că este mult mai ușor să vină să ne vedem acolo, să eu predau personal. Așa că ne vedem la aeroport cu Robert Nițulescu. Marinarilor, am ajuns la Otopeni și aici ne întâlnim cu Robert Nițulescu. Salut marinarilor! El este câștigătorul concursului, da? El a câștigat GoPro-ul, a decis să ne întâlnim personal să-i dau camera pentru că stă aici în București. Așa că felicitări marinari încă o dată. Mulțumesc frumos, vă salut marinarilor! Vă salut și eu și ne vedem undeva prin avion, nu știu, prin Istanbul, prin Maldive, da. Am ajuns în Istanbul, marinarilor! Foarte mare aeroportul ăsta aici din Istanbul, e extraordinar. Am mers vreo 10 minute cu autocarul până să ajungem aici, de la avion. Da, oamenii au aici un garaj de mașinuțe în aeroport. Am scăpat de check-in-ul de la Istanbul. Ne îndreptăm către zborul către Magical Journey starts here. Cât de frumos este aeroportul. Cât de frumos este. Extraordinar de frumos. Uite aici, mă. Sharm el Sheikh, Alexandria. Da, vreau să-mi iau și eu un ceas ăsta așa frumos. Gata. Marinarilor, ne îmbarcăm către Maldive după 2 ore de așteptare aici în aeroport. Mergem către avion. Gata, ne îmbarcăm. Haide să vedem pe domnul avion. Marinarilor, este imens avionul ăsta, este imens, deci merg în continuare și se mai oprește. Hello. Gata, s-a pus în mișcare. Și începem să vedem primii atoli. Deja imaginea este extraordinară. Da, ne chinuim de vreo 20 de minute să aterizăm și tot facem câteva ture pe lângă male, dar se pare că acum ne-a dat ok-ul și o să aterizăm.
Foarte frumos arată, foarte frumos. Acum sunt intrigat puțin de petrele albe de jos. În afară de norii mari, mai sunt niște pete și dezbate mai subiectul dacă sunt valuri sau nu. Dar se pare că sunt valuri. Înseamnă că e vânt afară, destul de puternic. Câte iahturi în interior acolo. Superb, superb, superb. Arată chiar bine male. Da, aterizăm acum. Avionul se numește Cara Deniz, adică Marea Neagră. Deci eu am venit de la Marea Neagră cu un avion care se numește Marea Neagră. Și am aterizat în Maldive. Dar asta este aeroportul din Maldive. Iar aici, la ieșire, găsim două rețele telefonice, Coredo și Viragu, de unde ar trebui să-mi aleg eu o cartelă. Deci costă 30 de dolari. Și am 17 GB. Iar aici 30 de... Nu, tot 17 cu 30. Da, mă voi duce unde se va elibera prima oară. Și voi lua o cartelă telefonică cu 17 GB. Hai, nailor, am ajuns în portul din Male. Da, și apa arată extraordinar de frumos. Problema e că e vânt foarte puternic. Și cred că o să avem puține dificultăți. Ia uitați-vă cum face șalupa. Și aici suntem în adăpost, da? Când o să ieșim în apă deschisă, o să fie puțin diferit. Bine v-am găsit în Maldive, marinarilor! Mai avem puțin, plecăm din Male și ajungem în Difuși, destinația finală. Da, în sfârșit a venit și șalupa noastră și ne îmbarcăm. Mergem către Difuși. Difuși. Acum urcăm la bord. Haideți să vedem cum arată. Opa, ce mișcă. Hello. O să vede care vrea să prindă. Stau în spate. Da, vin concurenții acum. Am plecat, facem în jur de 45 de minute, o oră până la Sâmbăța. Dăm ceva. România, ale! Foarte tare. Bine, cred că e vânt și cred că nu m-a auzit, dar nu am apucat să pun buretele pe cameră. Deja apar primele insule. Și acolo, în depărtare, vedem capitala Male, unde am aterizat cu avion. Am ajuns la distanță. Welcome to Maldives. Gata, în sfârșit. Ne-am dat jos de pe șalupă. Cam așa arată portul din Difuși. Bineînțeles că e nelipsită lansetă cu mine. Am labele, am tot. Hello. Mergem către hotel să ne punem hainele și lucrurile și bagajele. Nu o să stau mult și cred că am să și intru în apă. Sunt rupt de oboseală, sunt plecat de 24 de ore de acasă. Am dormit o oră. Dar asta nu înseamnă că mă voi culca în niciun caz. Vom merge, vom da la pește. Vom folosi la maxim timpul de aici. Asta este hotelul în care vom sta, Crown Hotel. Și asta este primirea de care avem noi parte. Și aici avem tot staff-ul. Comitetul de primire cu pâine și cu sare.
Da, și aici avem concurenții, stafful, echipa de filmare, absolut tot. Hello. A fost haos, spre că era și tot ceva ce. Și în cealaltă parte a hotelului, după exact 5 metri, ieșim pe plajă. Oh, dar ce vânt este pe doamna plajă! Welcome! Da, welcome to Crown Beach! Welcome to Crown Beach! Și ce primire aveam, cum mi-o doream eu, cu o nucă de cocos la masă. Și voi sta aici lângă farul, lângă Nicu, care sperăm să și câștige, să ne facă mândri că suntem alături de farul. Hai de farul! Așa începem ziua în Maldive. Da, Marinaru, aveam niște așteptări foarte mari de la nucile astea de cocos. Îmi doream foarte mult să beau o nucă de cocos, deci cred că era printre primele lucruri cele mai importante pe lista mea, să beau o nucă de cocos. Am fost întâmpinat cu ea, dar nu sunt deloc încântat. Chiar aveam niște așteptări mai mari. Chiar credeam că am să-mi cumpăr nucă de cocos în fiecare zi și așa îmi voi începe ziua. Dar, nu știu, probabil o să mai încerc încă o dată, dacă e la fel ca asta, cred că am să beau apă plată. Poate nu sunt eu obișnuit, poate o să mă obișnuiesc cu ea, dar nu știu, mă așteptam la mai mult de asta. Nici rece, nici dulce, e undeva acolo, nu știu, o apă cu aromă așa, dar nici măcar de nucă de cocos, că dacă mie îmi place nucă de cocos, nici măcar nu are aromă de nucă de cocos. Nu știu, da, probabil sunt eu mai într-o ureche așa și aveam așteptări mai mari. Sau poate o fi asta mai dereglată, mai crudă. Mai încercăm, nu-i problemă. Oricum e vânt, foarte vânt afară. Chiar vreau să fac și o baie. Dar la ce valori sunt, cred că am să mă orientez către cealaltă parte a insulei, pentru că aici este foarte vânt. Oricum o să fac și aici o baie, dar nu știu dacă o să văd ceva pești. Dar la cât e ziua de lungă, cred că o să mă duc și pe partea de insulă și o să facem și acolo o baie. Vedem. La pescuit nu cred că dăm, că e prea vânt, nu cred că pot să arunc cu voblerul. Dar mai avem de stat, de-abia e ceasul 3, avem până diseară. De fapt, aici se întunecă pe la vreo 7-8. Avem vreo 3-4 ore. Da, okay, cam așa arată camera mea, unde voi fi cazat. Direct aici, așa frumos, cu ieșire pe plajă. Asta este camera. Arată foarte, foarte bine. Avem aici o baie. Da. Dar ce mă încântă cel mai mult este ieșirea asta direct în plajă. Direct. Marinarilor, am făcut un duș și bineînțeles că nu stăm să ne odihnim, chiar dacă suntem obosiți. Am luat echipamentul, labele, ochelarii, mănușile și mergem să vedem dacă vedem un peștișor ceva. Apa este cam tulbure aici în zonă pentru că a fost furtună zilele astea. Dar mergem să facem o baie. Ceasul este 6, adică 18. Și la 7 avem masa. Așa că am o oră la dispoziție să facem o baie. Așa că asta este prima experiență în Oceanul Indian. Ia să ne ducem aici. Private picnic trip. Cam așa arată plaja. Cum? Da, e plină. Cam așa arată plaja. O plajă mică, mică, mică. Mică și cochetă, cum îmi place mie să zic. Afară plouă. Deci afară plouă. Da, imaginea este extraordinară. Deci plajă.
Cum? De vis. Avem în față un ministru, se numește Meru. Da, primele specii care le văd aici în Maldive, e un trigger fish lângă mine și un sturgeon fish, dacă nu mă înșel. Am dat de alții pentru că m-am mutat curentul foarte, foarte repede. E un curent extraordinar de puternic. Deci n-ai cum să nu-ți contra curentului. Deci nu pot nici măcar să mă țin de piatră, așa de puternic este curent. Foarte puternic, foarte puternic. E clar, e foarte periculos să nu-ți furălabe în zona asta aici. Curenții sunt foarte mari. Cred că aici, de fapt, unde e apa mare, cred că curenții sunt puțin mai mici. Dar acolo, în mal, n-ai nicio șansă. A, nu, și aici mă trage, mă tărie pe nisip. Deci, pur și simplu, nu am cum să mă țin. Practic, să nu-ți aici fără echipament, te cam scoate în larg. Da. Nu știu, poate acum e fluxul sau refluxul, nu-mi dau seama. Dar curenții sunt extraordinar de mari. Extraordinar de mari, nu așteptam. Dar în schimb arată genial. Și cu insula așa în spate, extraordinar. Prima zi am început-o în forță. Trebuie să caut zone cu pești. Trebuie să caut zone cu pești pentru că cu siguranță sunt. Era un pește mare mai înainte în față, dar până am ajuns la dispărut. Haideți să vedeți lionfish, niște pești foarte, foarte belinoși. Sunt aici lângă mine, sper să nu-i pierd. Sunt foarte venenoși pești ăștia. Puh, dar nu poți să te ții. N-ai cum, curentul este extraordinar de puternic. O să mă duc în mal. Să poșesc foarte repede. Pentru că nod nu mai e împotriva curentului. Asta este insula pe care suntem cazați. Foarte, foarte frumos. Mergem să mai facem o incursiune că se întunecă. Mergem puțin încolo, curentul e foarte puternic, dar o să mergem cu curentul. Luăm așa frumos pe plajă. Da. Un lobster cred că ar trebui să prindem noi. Am vorbit cu ei și am zis că poate reuși să prindem un lobster că îl facem mai. Da. Hai că ne-a prins seara. Mai facem o baie de 10 minute. Mergem să mâncăm. Hai să vedem, poate mai prindem niște imagini. Că am văzut câțiva peștișori, dar știm sigur că potențialul e mai mare de asta. Aici e o petrecere pe plajă. Niște pești, niște specii de pești pe care nu le cunoaștem noi. Da. Așa. Să intrăm aici după asta, așa frumos, și mai facem o curățenie acolo și ne facem la mare. Acolo sigur e pește, sigur, acolo sigur e pește.
Problema e că mi s-a dus ăsta sistemul, cred că mi-a cedat și știi că n-am alt suport de GoPro. Sunt cam trist. S-a dat peste cap, a fost un prea mare și l-a dat peste cap. Nu, ăsta de aici, de la închiepă, de aici. Da. Să vedem ce e model. Mamă, cât de frumos e! Nu știu că nu prea mai mult vedeți. Deja s-a întunecat. Dar asta e extraordinar, aici e un albatru magic. Ha, aici arată mult mai bine. Pe la ta? Da, pe la piatra aia. Da, nu se mai vede nimic pe cameră, cred că, mai ales în apă, pentru că deja e întuneric. Doar ce am ieșit din apă, s-a întunecat afară și nu se mai vede absolut nimic. Oricum, locul este extraordinar de frumos. O să mergem mâine dimineața acolo. Sper să mă trez la 6 dimineața. Nu știu dacă am să pot, pentru că am dormit o singură oră, în ultimele 24 de ore. Sunt foarte obosit, dar sper dimineața să mă trez de dimineață și să merg în locul ăla. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Acum o să mă pregătesc, stau cu un duș și o să mă pregătesc de masă. Pentru că este 7 fără 10. La 7 avem masa. Chiar sunt curios să văd cum arată prima masă aici în Maldive. Am venit să mâncăm și așteptăm să vedem ce găsim. Orez pe aici, nu știu ce au de mâncare. Wow, eu mă așteptam să mănânc pește, sincer. Dar dacă nu e pește, asta e. Poate vând eu mâine. Mi se pare că am orez. Da. Ce orez? Baghet. Nu-i problemă. Mâncăm și pâine goală, că suntem în Maldive, nu-i problemă. Acum face mâncarea. Hello. Hi. How are you? Fine, and you? Very good. For my YouTube channel. You want omelet? Yes, yes. Everything. No, for me. This is for me. For you? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Why do I stay here? Yeah, I'm hungry. It's okay. No problem. Avem omletă cu roșii cu ceapă și aici avem paste cu orez cu ton. Asta este meniul meu de astăzi. Dar mâine am vorbit cu băiatul și am zis că mă duc să prind pești și mi face aici pe grătar. Așa că de-abia așteptăm să vedem dacă reușim să prindem mâine niște pești.